Să cinstim cuvântul lui Dumnezeu pe care urmează să-l ascultăm din epistola către Evrei. Vom citi începând din capitolul 12, de la versetul 25 până la versetul 29. Evrei, capitolul 12, de la versetul 25 până la versetul 29 și nouă. Și cuvântul Domnului spune astfel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitorii. Și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu Evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Și pentru momentele următoare vă cer atenția și concentrarea la Cuvântul Lui Dumnezeu, care este de folos pentru noi în vremurile acestea, mai ales că trăim vremuri fără precedent. Nu e un secret și nu cred că e cineva aici care să nu-și dea seama că noi trăim într-o lume instabilă, Dumneavoastră aveți fiecare argumente pentru a susține această afirmație, le am și eu, le întâlnim la tot pasul, le întâlnim poate la școală, le întâlnim la locul de muncă, le întâlnim în presă, le vedem la știri, auzim ce zic alții de pe alte continente. Peste tot, parcă lumea este într-o instabilitate care ne dă, ne dă frisoane. Și spun lucrul acesta pentru că nu este domeniu al vieții pe pământ, aici sau oriunde, care să nu fie afectat de această instabilitate. Dacă ne gândim din punct de vedere economic, este cât cuprinde, dacă vreți. Dacă ne gândim din punct de vedere politic, de asemenea. Dacă vreți, financiar, de asemenea. Dacă am analiza sau evalua din punct de vedere moral, nu mai trebuie să mai spunem nici măcar un cuvânt. Dacă evaluăm puțin lucrurile din punct de vedere global, vedem cum se împlinesc rapid nu după zeci și poate sute de ani, ca în secolele trecute, ci vedem cum se împlinesc parcă de la o zi la alta, parcă de la o săptămână la alta. Pe alocurile sunt războaie, cum a spus Isus despre vremurile sfârșitului. În alte părți auzim de activități, poate teroriste, în alte părți auzim că Oamenii nu au ce mânca. Asta înseamnă foamete. În alte părți, poate sunt fel de fel de dezastre naturale sau uh, sunt uh, crize bancare, sunt tot felul de lucruri. La nivel global, nu se pune problema dacă am locuit în altă țară, am scăpat. Nicăieri. Lumea e un sat global. Orice se întâmplă într-o parte are eco până dincolo. Până mâine nu trebuie să treacă mult timp. Din punct de vedere spiritual, Mântuitorul a atras atenția asupra ceea ce putem spune că există învățători și desigur profeți care răspândesc învățături false, o fac cu interes, au profit și desigur răspândesc profeții false, așa ca și pe vremea robiei. Spun că robia va fi scurtă și blândă. Oricui ar fi convenit să fie așa, dar n-a fost așa. Și Ieremia a zis, fie așa cum a zis voi, dar nu e așa, o să fie 70 de ani și au fost atâția. Desigur, din punct de vedere personal, noi asistăm la o degradare a vieții oamenilor și ceea ce ar trebui să fie o unitate indestructibilă, numai moartea să despartă, se pare că din motive ieftine, simple, ușoare, uneori nici nu le putem înțelege, nu le putem lua în calcul, se destrabă ușor familii. Se destramă ușor familii, prin divorț, sunt fel de fel de crize de sănătate. Și nu e nicio surpriză, ce s-a întâmplat recent în ultimii doi ani, trei ani, și eventual mai urmează. Se pare că cineva are interes să le controleze și să le dea din când în când drumul. Și desigur, fel de fel de boli. Sunt familii stresate, așa pe, pe timp relativ mai scurt, stresate datorită. Probabil la pierderii capacității de muncă, a pierderii locului de muncă, și de aici toată drama care urmează pentru acele persoane, pentru acele familii. Cu alte cuvinte, noi trăim într-o asemenea lume care nu prea are viitor. Oricum am vrea noi, ne copleșesc gândurile ce o să facem. Dacă ne punem în papucii lor, nu avem răspunsuri. Ei bine, într-o asemenea lume, despre care am încercat să o prezint și să o descriu puțin, Dumnezeu, într-o lume instabilă, afectată din multe puncte de vedere, într-o asemenea lume, Dumnezeu ne dă un cuvânt. Și cuvântul acesta vreau să-l recitesc, versetul 28, Am primit o împărăție care nu se poate clătina. Aici este marea diferență. Lumea noastră vibrează și dă semne de instabilitate evidente, iar Biblia ne spune nouă că ni s-a dat o împărăție care nu se clatină. Acum, dacă noi ne socotim că aparținem acestei lumi și acestei vieți, vibrăm la toate vibrațiile care se întâmplă în jurul nostru sau poate cine știe unde, departe. Dar dacă ne socotim aparținători împărăției care nu se clatină, cum o să stăm noi în fața acelor anunțuri și acelor lucruri care se petrec? Cum o să stăm? o să stăm neclintiți. Domnul să ne binecuvinteze. Iată de ce în lumea aceasta care se clatină este un mare har, este o mare binecuvântare de la Dumnezeu să aparținem unei împărății care nu se poate clătina. Și acesta cred că este scopul să venim aici mereu și mereu, să ne încărcăm inima și sufletul și mintea cu adevărul care ne face să stăm neclintiți. Binecuvântat să fie Domnul. Împărăția aceasta care nu se clatine este împărăția lui Dumnezeu. Este împărăția sau domeniul peste care Dumnezeu domnește. El conduce. Legea lui este în operare. Și este o împărăție veșnică, binecuvântat să fie numele lui. Să ne amintim că învățătorul nostru, Domnul Isus Hristos, când a venit în lumea aceasta și la timpul potrivit, când și-a început lucrarea, el a început propovăduind împărăția. Și el a vorbit despre vestea despre acea împărăție că e Evanghelia împărăției. El a spus, împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mesajul acesta este tot așa de actual ca atunci când l-a spus Isus prima dată. Și lucrul acesta trebuie să îl avem în atenție fiecare. Dacă încercăm să evaluăm după scripturii cum este prezentată împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor, noi remarcăm că există, dacă vreți, două planuri. Unul este pe plan spiritual și, aș zice eu, individual și lăuntric. Cu alte cuvinte, când îl primim pe Isus, împăratul, în inimă, ca Domn și Mântuitor, primim în inimă împărăția Lui. Niște farisei au fost curioși, nu scrie că l-au ispitit pe Isus, dar au fost curioși și l-au întrebat, vroiau vreau să fie în temă, l-au întrebat pe Isus când va veni împărăția Lui Dumnezeu. Ei vroiau să știe lucrul acesta. Și nu scrie că au avut gând să-l spitească. Dar Mântuitorul le-a răspuns că împărăția nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Ei așa se așteptau. Să o vadă ca și cum s-ar anunța la Breaking News că din partea aceea vine împărăția. Sau din altă parte. Și Domnul a zis: Nu se întâmplă așa nu o să atragă privirile în acest fel, ci Mântuitorul a zis, nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, ci Mântuitorul a spus, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Cu alte cuvinte, când noi îl primim pe Isus ca Domn și ca Mântuitor, deja primim în lăuntru nostru împărăția lui Dumnezeu. Nu de mult s-a amintit aici despre o anumită controversă, despre libertatea folosită oarecum cu abuz de către unii creștini și faptul că unii se ofileau, că văd lucruri care li se păreau neîngăduite. Și Apostolul Pavel scrie asta la romani și spune că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, că voi despre asta discutați, e voie să mănânci orice sau n-ai voie orice. Și cum e? Nu-i mâncare și băutură, a spus Pavel, ci împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, este pace, este bucurie în Duhul Sfânt. Astea sunt lăuntru credinciosului. Vă rog să puneți mâna pe inimă să vedeți dacă le aveți înăuntru. Verificați. Nu-i greșit. Nu încercați să vă uitați numai la alții. Le are sau nu le are? Sunt acolo sau nu sunt acolo? Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru nostru. Apostolul Pavel suferea, era închis. Și cu toate acestea, el spune. Eu sufăr, dar sufăr pentru că știu în cine am crezut și știu că acelui a căruia i-am încredințat viața mea, lucrurile mele, le va păzi până la bun sfârșit, slăvit să fie Dumnezeu. Aceasta este par partea întâia, planul spiritual. Planul acesta care noi îl vedem, Că atunci când suntem cetățeni ai împărăției, deja avem în inimă un colț din acea împărăție. În al doilea rând, împărăția are un, un plan, să zic, deplin, și aș putea să-l numesc profetic pentru că încă nu s-a împlinit, și anume împărăția în sens de plin, total și, desigur, profetic va veni atunci când se va întoarce Domnul nostru Isus Hristos ca împărat și va domni peste tot și peste toate, slăvit să fie El. Dacă participați miercure de miercure, de câteva săptămâni auzim mereu despre împărăția pe care noi o spunem în rugăciune, cum ne-a învățat Isus, cum a spus Isus ucenicilor, vie împărăția ta! Asta înseamnă că așa cum acolo, unde domnește Dumnezeu și e voia Lui și împărăția Lui, tot așa să fie și în inimile noastre și mai mult între noi și pentru toți. Slăvit să fie Dumnezeu! Ce contrast izbitor, dragi ascultători! O lume care se clatină și scârție din toate punctele de vedere, și o împărăție pe care ne-a dat-o Domnul și noi o avem deja în inimă care ne face să stăm tari și să nu ne clătinăm. Așa e că e un contrast mare, absolut. E un contrast evident. Sigur, când va veni împărăția lui Dumnezeu în sensul de plin, când se va întoarce Hristos, această împărăție care nu se clatină, este asociată cu ceea ce am citit, că încă o dată lucrurile care pot fi clătinate, vor fi clătinate. Să rămână în picioare numai acelea care nu se pot clătina. Va fi clătinat și cerul și și pământul. Așadar, nu-i de mirare că lumea noastră Trăiește oarecum într-o confuzie, și, la drept vorbind, oamenii se întreabă oare ce va fi. Noi știm, noi ne amintim că atunci când Moise s-a urcat pe munte și când a primit legea, Biblia spune că muntele tremura de tot. Era fum și foc, și era o atmosferă încât poporul a zis să nu ne mai vorbească nouă Dumnezeu că nu rezistăm. Să-ți vorbească ție și tu o să ne spui. Și când s-a coborât Moise de acolo și a pus mahrama, pentru că fața lui strălucea, ei nu se putea uita la el și a purtat aceea mahramă. Când Moise a primit legea, s-a cutremurat muntele acesta, acela unde le-a dat Dumnezeu legea. Când Isus a murit, Biblia spune că a fost un cutremur de pământ, s-a rupt catapeteasma de sus până jos. Nu de jos până sus, de sus până jos, nu oamenii au rupt-o. Și trupurile multor morți, au înviat și după înviere s-au arătat în cetate. Iar a fost un fenomen care a mișcat pământul. Și desigur, dacă ne ducem în cartea lui Zaharia, în cartea lui Zaharia la capitolul 14, o să găsim această profeție despre neamurile care se vor strânge împotriva Ierusalimului, capitolul 14, versetul 3, Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Versetul 4. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Atenție, care este în fața Ierusalimului spre răsălit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc. Sunt fenomene neobișnuite, se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare, jumătate din munte se va trage spre miază noapte și jumătate spre miază zi. Încă o dată ni se arată când vine Domnul, există un cutremur care va mișca pământul acesta, dar am citit că și cerul se va mișca. M-am întrebat, și vă rog, puneți-vă întrebarea, fiți sinceri, căutați răspuns la întrebarea ce facem noi sau ce vom face noi. Ce vom face noi? Ne ajută credința, ne ajută apartenența la acea împărăție sau le cam ignorăm și o să tremurăm că nu avem altceva de făcut. Ce ați vrea să faceți atunci, frații mei, surorile mele? Ce ați vrea să faceți? Sunt numai două opțiuni. Adică opțiunea de a ne clătina, cum se clatină totul în jur, sau de a sta neclintiți. Dumnezeu ne-a arătat aici, în versetul 28, soluția, că dacă suntem parte din împărăția care nu se poate clătina, atunci scrie autorul să fim mulțumitori și să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Putem noi trăi așa cum ne învață aici Dumnezeu prin cuvântul Scripturilor? E o reală provocare. Știți, Mulți predică Evanghelia cea mai ieftină. Vii la Domnul, îl primești în inimă, nici nu simți că s-a întâmplat mare lucru, dar văd alții că tu te-ai botezat, că tu frecventezi biserica, că asculti cuvântul și nici nu se știe, e ceva sau nu e ceva în sufletul tău, din Dumnezeu. Este foarte clar dacă aparținem împărăției, putem noi trăi sau în ce condiții putem noi trăi. În așa fel încât, când se clatină și cerurile și pământul, noi să rămânem pe temelie. În ce condiții? Iată o provocare pentru zilele din urmă. Nu știu când se va auzi, sau cât de des un mesaj ca acesta, dar sunt convins că e ceva de care avem nevoie fiecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E bine, ca să rămânem neclintiți, ca să rămânem tari. Și să nu ne clătinăm când se vor clătina lucrurile din jurul nostru, cum spuneam mai înainte. Noi trebuie să avem o încredere de neclintit. O încredere de neclintit. Asta se verifică. Iată cum s-a verificat pe vremea lui Isaia. În cartea profetului Isaia îmi vine în minte că a fost profeția făcută cu privire la Emanuel, dar înainte de aceea profeție au venit amenințători sirienii și inima împăratului și inima poporului se clătina cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Pădurea fluieră, șuieră, e un fel de simfonie. Și Domnul a văzut că le tremura inima, și Domnul le-a vorbit atunci, le-a transmis un mesaj și a spus la încheiere: Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Și Domnul a zis: cere un semn ca să ai pe ce să te bazezi la care Ahaz a răspuns, nu vreau să spitesc pe Domnul. Atunci s-a supărat Domnul, i s-a oferit să aibă un semn și n-a avut curajul, n-a avut credința să întrebe și să ceară. Și atunci Domnul le-a vorbit din nou și a zis, nu ajunge oare că obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu? Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? De aceea, Domnul însuși vă dă un semn. Și care era semnul? Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dar Domnul a zis, dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Dar dacă credeți, semnul este Emanuel. Binecuvântat să fie numele lui. Iată de ce, frați și surori, noi avem nevoie de o încredere de neclintit. Spun aceasta pentru că ne confruntăm cu multe pericole. Eu aș menționa eventual două. Unul din aceste pericole este decepția. Este decepția. Ne dăm seama de lucrul acesta când citim în, în cartea, în epistola pe care a scris-o Apostolul Pavel către Galateni. La începutul acestei epistole, Apostolul Pavel se sizează și e surprins și e șocat și iată cuvintele Apostolului Pavel când se adresează galatenilor, Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Cum au ajuns ei să treacă așa ușor? Ce și-a făcut loc acolo? Exact ce spuneam mai înainte, decepția. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și, vă, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Observați? Galatenii s-au confruntat cu pericolul acesta și, din păcate, i-a afectat. În egală măsură, dacă nu mai mult, noi de astăzi ne confruntăm cu acest pericol. Iată de ce este esențial ce crezi și de ce crezi. Și dacă ești întrebat dacă ți se cere socoteală, să poți da răspuns la asta. Ce crezi și de ce crezi? Altfel, trăiești într-o semi-confuzie sau poate o confuzie totală. Al doilea pericol pe care eu l-am remarcat, și nu sunt numai acestea, dar menționez doar acestea, anume că apare descurajarea. Apare descurajarea dacă nu știi în cine crezi, cum spuneam mai înainte. Când îi scrie autorul epistolei Pavel, îi scrie ucenicului Timotei, e ultima epistolă, așteaptă, speră că Timotei va ajunge în timp util. Cu sulurile de piele și cu mantaua să se încălzească, era în închisoare. Dar el nu se plânge, el spune, eu sufăr, dar știu în cine am crezut. Nu era descurajat. Sigur, pe noi ne pot descuraja numai niște vești rele, numai faptul că, să zicem, apare cine știe, un nou COVID, apare o altă boală, apare o altă criză și asemenea lucruri. Prin urmare, ni se cere să stăm foarte concentrați pe credința noastră în Hristos. Nu altfel, credința în Hristos. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Dacă suntem membri și aparținem, suntem cetățeni ai împărăției care nu se poate clătina, atunci această credință este piatra de temelie pe care putem sta. Dacă încercăm să stăm pe Alte temelii, eu știu, pe circunstanțe, pe împrejurări, cine știe, poate economic suntem, poate ajutați. Cine știe, sau instituții, că sunt instituții care încearcă să dea o mână de ajutor, dar nu merge, nu rezistă. Singura care rezistă temelia care nu se clatină este temelia lui Hristos. Să ne verificăm, frați și surori, pe ce temelie stăm. De aceea am venit în această seară aici. Merg mai departe, timpul trece parcă mai repede, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră și faptul că dacă vrem să nu ne clătinăm și să stăm tari ca aparținători ai împărăției care nu se poate clătina, nouă ne trebuie convingeri statornice de neclintit. Contextul în care noi trăim ne solicită la tot pasul și probează și testează care sunt convingerile noastre. Și noi observăm că valorile morale sunt relativizate cu scop de alții, încât aproape nu mai contează ce crezi tu și ce zice el. Și până la urmă se caută cumva să nu îl ataci. Dar el te poate ataca, el poate zice orice și n-ai voie să reacționezi. Contrastul este total între ce valori ne descopere Dumnezeu prin scripturi. Ce valori ne arată Dumnezeu dacă ne referim, să zicem, numai la cele zece porunci și la fericiri, ca acestea valorile de temelie la baza Constituției țării acestea. Să nu vorbim de alte țări. Cu toate acestea, atâtea amendamente și atâtea reguli și atâtea legi, încât aceste valori s-au relativizat. Și Vreau să spun cum zicea cineva că tu nu vei greși niciodată făcând ce este drept. Niciodată nu o să greșești făcând ce este drept. Și am să încerc să arat în scurt timp cum, cum ne testează lumea, sistemul lumii acesteia fără Dumnezeu. Sistemul lumii acesteia spune că omul, Inclusiv tu, ei zic către tine, zic către mine. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Iar dacă e vorba să ne reverim la Dumnezeu, pare o ficțiune sau poate o invenție. Dar știți care e răspunsul sau ce ar trebui să răspundem noi la aceasta? Exact cum scrie în decalog. Iată, pe rând, dacă le luăm. Aceste cărți din decalog, aceste porunci din decalog sunt evidente. Anume, eu, Domnul Dumnezeul tău, te-am scos din țara Egiptului să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Nu e o ficțiune, nu invenția noastră. Nu noi l-am creat pe el, el ne-a creat pe noi. Dar dacă nu stai pe temelia aceasta, te atrag într-o direcție greșită. Și până la urmă nu mai știi ce crezi. Sau lumea aceasta te va ispiti să te închini la idoli, la idolii puterii, la idolii plăcerii, la idolii, idolii posesiunilor. Ce răspuns poți să le dai când ei vin cu aceasta? Tu poți să le spui că în porunca a doua scrie să nu faci chip sau ceva asemănător și să nu te închini. Dar trebuie să ai tărie pentru lucrul acesta. Dacă sistemul lumii vine și îți spune că poți să folosești numele lui Dumnezeu ca și cum e obișnuit, și eventual chiar să faci juruințe în acest nume, juruințe pe, pe care ei le calcă imediat. Tu să vii și să spui, eu am citit să nu iei în deșert, să nu folosești. Do not misuse the, word, the name of God. Dacă sistemul lumii vine și îți spune că tu poți trăi pe banda aceea fast lane, fără pauze, dă să meargă că acum ies banii, tu poți să-i spui că Dumnezeu a rânduit o zi de odihnă în care să te închingi și să-L cinstești pe Dumnezeu. Dar trebuie să știi lucrul acesta. Dacă lumea aceasta te îndeamnă să fii rebel, să nu-ți asculți părinții, că nu asculți de străini sau de alții în autoritate, dar nici părinții. Scriptura zice să cinstești părinții, ai o făgăduință să trăiești mult și să fie bine pe pământ. Dacă lumea aceasta îți spune că tu poți să-ți descarci mânia prin violență, Biblia spune să nu ucizi. Dacă sistemul lumii acestea îți spune că tu poți să dai frâu liber poftelor tale de orice fel și, prin urmare, dacă e cazul să faci abuzuri, să-ți calci legământul de căsătorie, să trăiești în imoralitate, tu poți să-ți aduci aminte că a zis Dumnezeu prin poruncă să nu prea curvești. Dacă egoismul și lăcomia și. Profitul financiar ușor, ilegal, te bântuie, tu poți să vii cu porunca care zice să nu furi. Dacă sistemul lumii te învață să spui lucruri false și să fii fățarnic și să vorbești de rău și să depui o mărturie strâmbă, sigur cu interes că nu depui de bunăvoie, tu poți să spui, Biblia zice să nu juri strâmb. Dacă Biblia zice că banii sunt un răspuns pentru orice nevoie și singura cale spre fericire să-i aduni oricum, oricum poți și să te bucuri de ei, tu să răspunzi că Biblia ta îți spune să nu poftești. Iată ce valor trebuie să ai la temelie ca să nu te clatină influența din afară, care nu e mică și nu va, fi, nu va înceta. Va crește, fără îndoială. Este adevărat acest cuvânt, cum zice și, aposto, cum zice și Apocalipsa. Ține, păstrează ce ai, zice unei biserici, cred că Filadelfia, păstrează ce ai. Pentru că numai în condițiile acestea vei primi Cununa. Merg mai departe, timpul deja s-a dus. În al treilea rând, ca să nu ne clătinăm, când se vor clătina toate lucrurile care nu au stabilitate, să rămână numai cele care nu se pot clătina. De aceea, noi avem nevoie de o dedicare totală, dedicare deplină. Dedicare înseamnă să te dărui pentru o cauză, să o faci de bunăvoie, voluntar, să o faci cu sacrificiu și să-ți împlinești responsabilitățile. Apostolul Pavel a sumarizat lucrul acesta și iată bună oară, în ultimul verset de la 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune foarte ferm, după ce încheie capitolul cu îndoiel și cu adevărul legate de, de înviere, el spune la încheierea capitolului 15 din 1 Corinteni, Prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Frați și surori, multe ne influențează, poate prea mult ne influențează, uneori ne influențează sentimentele, Uneori ne influențează pasiunile, uneori ne influențează impulsurile, și parcă nu prea ne influ influențează. Poate nu ne influențează destul dedicarea noastră pentru Domnul. O facem relaxat, cum zic nemții, langsam, ușor, să nu să se întâmple ceva. Take it easy. Nu prea, nu destul. Acea dedicare pentru Dumnezeu, acea dedicare pentru oameni pe care trebuie să iubești și să le spui adevărul, să o faci cu dragoste. Acea dedicare pentru principiile care trebuie să fie foarte prețioase, foarte scumpe, pentru scopurile pe care trebuie să le urmăm. Știți cum a prezentat apostolul, cum a prezentat David în Psalmul cu numărul 15? Mi-a rămas recent în memorie, când am citit psalmul acesta, nu că -am, nu l-am citit de multe ori, dar parcă acum mi s-a părut cu totul diferit. Iată, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Atenție, aici este ceva legat de integritatea unui credincios, ca să locuiești, sau un alt psalm zice să te sui pe munte. Cine, Doamne, cine umblă în neprihănire și face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă? Cine nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproape lui său, privește cu dispreț pe cel, unul singur, diavolul, vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei mulți ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Vreți să fiți printre cei ce nu se clatină niciodată? Iată rețeta, și, desigur, apropiindu-mă spre încheiere, frați și surori, realitatea lumii noastre este că niciodată n-a fost așa de schimbătoare, niciodată nu a fost așa de instabilă și această lume n-are decât să-și aștepte ultima clătinare. Noi însă aparținem unei împărății care nu se poate clătina. Eu aș vrea să răspundem lui Dumnezeu în încheiere, prin rugăciune, așa cum avem obiceiul, să răspundem la lui Dumnezeu cum vrem noi să trăim în continuare ca aparținători de această împărăție, ca să nu ne clătinăm. Cum vrem noi să ne eternizăm din această viață scurtă veșnicia noastră cu Dumnezeu? Cum? Asta e răspunsul pe care trebuie să-l dăm lui Dumnezeu la încheierea slujbei din această seară. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.